fapt, ce înseamnă o calificare pentru Academia Gheorghe? O calificare ar însemna un pas înainte în o evoluție acestor copii, un prilej de a se confrunta cu unii dintre cei mai valoroși copii de vârsta lor de pe plan european și cu cât am merge mai sus, cu atât am întâlnit echipe mai puternice, echipe cu care am avea ocazia să ne întâlnim și în confruntări oficiale. Este o competiție nouă, o văd pe mare viitor și vrem să abordăm acest meci retur cu toată încrederea și cu speranța că putem să întoarcem un rezultat care pare la prima vedere destul de dur. 2-0 a fost un rezultat nedrept după cum s-a desfășurat jocul de acolo. Copiii noștri au ocazia miercuri să repare ce n-am putut face acolo și să demonstreze că au și valoarea și potențialul de a merge mai departe. Lumea spune că viitoarea campioană, că la Youth League va veni din zona asta, nu din Liga Campionilor Mari. Că de fapt aici sunt campioanele și de aici va ieși campioana. Este... Lumea, gura lumii sau care lume? Lumea sportivă. Uitându-mă pe, am văzut pe site-ul UEFA, echipele non-campioane, cele care joacă în grupe, sunt echipe care în majoritatea lor nu coincid cu campioanele. La o logică simplă am putea să fim de acord că echipa campioană unei țări este echipa cea mai bună. Dar intervine acest schimb de generații. Noi am luat campionatul preponderent cu jucători de 96, care nu mai sunt. Acum am mai păstrat 2-3 inși din cei de 96. Le-a venit rândul celor de 97 care au jucat și ei și au adus o contribuție majoră la câștigarea campionatului. Eu cred că echipele campioane, cele care joacă separat, nu în grupe, au valoarea cel puțin egală, dacă nu peste echipele care joacă în grupe, datorită faptului că echipele de seniori i-au dus acolo. Ce șansă de calificare are? Șansa, eu o consider una reală și cred că dacă reușim să facem un joc care să ne aducă în situația de a deschide scorul destul de repede, presiunea pe care o vom exercita asupra lor, ținând cont și de faptul că am văzut meciul pe viu acolo, acum îi cunoaștem, știm ce piese importante au, este o echipă, în adevăratul sens al cuvântului, cu două, trei individualități. Părerea mea personală este că noi am fost și putem să fim și de data aceasta peste ei și de data aceasta și concretiza pe tabela de marcaj. Deci consider că avem șanse reale de a merge mai departe. Eu personal. Un joc cu mai puține ratări decât în tur? Da, asta ne-ar trebui. Asta ne-ar trebui în primul rând, pentru că sunt și jocuri, din păcate, în care în fotbal, din cauza aceasta, sunt atâtea situații neprevăzute. Am dominat jocul de la un capăt la altul,
pe două acțiuni normale ale echipelor adverse n-am fost destul de vigilenți. Ne-au adormit, practic, prin neputința lor de a face față atacurilor noastre și două acțiuni foarte tăioase ale lor, corelate cu o neatenție, au dus la marcarea a două goluri care s-au dovedit a fi decisive până în momentul final. Este un meci de calificare, am mai trăit momente din ăsta, am avut o discuție cu băieții puțin mai devreme, am avut o analiză jocului care am desfășurat la Privra. Respectăm adversarul până mâine, până poimine când jucăm. Îl respectăm, dar trebuie să ne impunem. Conceptul Academiei, știți, trebuie să atacăm din primul minut până în ultimul minut. Sper ca de data asta ultimii 22 de metri să-i concretizăm, să finalizăm ocaziile noastre și să le fructificăm, cu alte cuvinte. În rest, e o echipă arțăgoasă, o echipă agresivă, o echipă care atacă spații și ei, la fel ca și noi. Problema e că trebuie să fim maestăți. Este o calificare care, în general, se joacă cu inima și cu mintea, cum spunem noi. Sper că aceea să fim noi, să concretizăm într-o calificare care, vă dați seama, ar fi mult mai frumoasă de la un scor de 2-0 să întorci un meci. Este foarte greu. Am stat de vorbă cu băieții. Problema e de atitudine. Să dăm o agresivitate pozitivă, să fim mai concreți și să finalizăm ocaziile noastre. Cam așa aș vedea jocul de miercuri. Atât de important să nu luăm gol, dar să și mancăm multe. Luăm unul, dăm 5. Așa gândește Academia, m-a spus încă o dată. Deci, încercăm să eliminăm greșelile individuale care le-am făcut acolo, să fim concentrați pe toată durata jocului, atât ofensiv cât defensiv. Și sperăm să întoarcem meciul. Ce probleme de loc sunt, în afară de Coman, care bănesc că a fost suspendat? Mai avem câțiva jucători care ne-ar fi fost util la acest joc. Dar sunt accidentări care sunt normale la fotbal. Ne lipsește un Ghiță, ne lipsește un Grecu, s-ar putea un Panait, un Băluță de 99, un jucător de viitor, un Boboc de 99, iar un jucător de viitor. Dar Academia, v-am mai spus încă o dată, nu duce lipsă de jucători. Tot ce avem și pe bancă și cei 11 care vor intra sunt jucători cu un potențial extraordinar de mare. Problema e trebuie să-l arate pe teren, să demonstreze acest fapt. Și eu am mare încredere în băieții noștri. Presiune mare pe voi? Vă dați seama, presiunea rezultatului din tur, care este un handicap, să spunem, pentru noi. Însă eu cred că dacă vom intra în teren și vom juca ca în Cehia, eliminând greșelile individuale, putem obține calificarea. Un avantaj, terenul propriu, și acolo a fost ceva în stadionul și cum a fost? Da, a fost... Se umple stadionul. Da, a fost destulă lume și acolo. Eu cred că fanii ne vor ajuta și aici, cum ne-au ajutat și la meciul cu cei de la Minsk. Sperăm să vină un număr cât mai mare la stadion. Păi, cum am spus și mai devreme, intrând în teren și făcându-ne jocul nostru, prin eliminarea greșelilor individuale, eu cred că putem întoarce acest rezultat. Tu ai debutat și la echipa mare. Unde e mai dificil? Bine, a fost în Cupa Ligii, dar să zicem așa, în Liga 1 sau în Liga Campionilor la tine? Bineînțeles că la seniori, deoarece ritmul și intensitatea este mai mare, dar cred că m-am obișnuit și sper că cu acest lucru să aduc un plus
în competiție la Youth League, să-i ajut pe colegi. E posibil această calificare de la 2-0? Bineînțeles, se poate spune că plecăm cu șansa a doua, dar noi suntem încrezători și dacă facem jocul nostru și cum l-am făcut și în Cehia, vom reuși să ne calificăm.